În data de 15 octombrie 2018, în urma controlului efectuat de către Garda de Mediu, Comisariatul Județean Alba, la platforma de stocare temporară a deșeurilor, aflată în operare de către Polaris, deci pe care o folosește Polarisul, colegii noștri de la Garda de Mediu au constatat că nu sunt îndeplinite condițiile trecute în autorizația de mediu. În principal, operatorul de salubritate nu se conforma vis-a-vis de timpul pe care deșeurile trebuiau, pe care, de, mă rog, deșeurile trebuia să stea acolo 24 de ore și, de asemenea, nu au găsit bazinul de colectare a irigatului, a apelor pluviale, o fi fost astupat, o fi fost acoperit cu deșeuri. În urma acestui control, Garda de Mediu ne-a emis nouă o notificare în data de 15.10, motiv pentru care, conform legislației de mediu, în data de 24.10, Agenția pentru Protecția Mediului a notificat operatorul, deci a notificat salubristul, că în termen de 60 de zile, neconformitățile constatate de către Garda de Mediu să fie îndeplinite. În data de 13 ianuarie 2020, Garda de Mediu a făcut încă o verificare pe platforma de stocare temporară. Au constatat că deșeurile staționau mai mult de 24 de ore, nu au găsit acel bazin de colectare al irigatului, deșeurile nu erau acoperite, motiv pentru care mi-au notificat în data de 14 ianuarie, notificarea a fost înregistrată la noi, la Agenția pentru Protecția Mediului. Ne-au notificat specificând că nu au fost îndeplinite de către salubrist condițiile impuse în autorizația de mediu. În urma protocolului care există între Agenția pentru Protecția Mediului și Garda de Mediu, noi suntem obligați, conform legii, ca în cel mai scurt timp să emitem decizia de suspendare a autorizației de mediu. Din această cauză, în data de 16 ianuarie 2020, Agenția pentru Protecția Mediului a emis decizia de suspendare a activității pentru operatorul de salubritate Polaris. Din acest moment, activitatea operatorului a fost sistată și, pentru că vorbim de deșeurile generate de zeci de mii de oameni, sâmbătă ne-am întâlnit la instituția prefectului cu domnul prefect, cu domnul primar Paul Voicu, cu domnul comisar șef al Gărzii de Mediu, Halalai, pentru a identifica soluțiile cele mai bune, conform legii, pentru ca Alba Iulia să nu se umple de deșeuri. Și la ce soluție ați ajuns? Soluția care a fost identificată, autoritatea publică locală va găsi o altă locație unde Polarisul va depozita temporar deșeurile și timp de 60 de zile, deși Polarisul va mai putea opera pe platforma de stocare temporară de la Părăbanți, pentru că comisarii de la Garda de Mediu vor merge pe teren să constate dacă au fost înlăturate neconformitățile, adică dacă operatorul respectă toate condițiile impuse în autorizația de mediu. Am înțeles că la ora actuală nu mai sunt acolo depozitate deșeuri, deci dânșii ne vor notifica,
iar noi, în baza notificării primite de la gardă, o să trimitem o decizie prin care ridicăm suspendarea autorizației. În cele 60 de zile, operatorul, după ce autoritatea publică locală va identifica o altă locație pentru această, pentru o altă platformă de stocare temporară, va veni la Agenția pentru Protecția Mediului pentru a-și obține actele de reglementare, acordul de mediu și așa mai departe. Deci, procedura pentru obținerea acordului de mediu pentru o altă platformă de stocare temporară durează cam 60 de zile. Are și funcția. Mă numesc Mariola Popescu, sunt director executiv al Agenției pentru Protecția Mediului Alba.